Pentru că nu cred că doriți să faceți ceva împotriva Lui. De aceea e puțin a spune că vă acord cele mai bune intenții. Eu cred că fiecare dintre noi, chiar dacă suntem oameni cu probleme diferite, și știu că aveți probleme mari, știu că aveți lupte mari, știu că aveți confuzii, știu că sunt multe lucruri care ne diferențiază. Dar există ceva care ne-a unit astăzi aici. Și acest ceva care ne-a unit este acea sete. Simțiți seta? Simțiți seta? Sete de ce? Sete de adevăr și sete de realitate, pentru că adevărul e realitatea. Minciuna este ceva ireal, e o ficțiune. Simțiți că trebuie să dăm jos măștii. Simțiți că nu putem să mergem înainte într-o formă duplicitară. Simțiți că dacă nu punem mâna pe adevăr, suntem spulberați în astfel de timp. Sunt convins că Dumnezeu ne-a întâlnit cu această ocazie și cerul a așteptat mult această ocazie, pentru că dragostea lui Dumnezeu ne-a strâns aici. Dumnezeu a plănuit în astfel de timpuri grele, a plănuit o astfel de întâlnire, o ocazie binecuvântată în care El dorește să ne dăvească binecuvântări speciale și să se reveleze într-un mod deosebit. În plus să vă spun, nu știu, ar trebui să știm lucrul acesta, că trăim timpul ploii târziu, nu de ieri de aparte. De la 1888, cuvântul inspirat ne spune, trăim în timpul ploii târziu. Deși trăim în timpul ploii târziu, experimentăm o secetă teribilă, o aridicitate fără precedent, deși e timpul. Și când cineva conștientizează că a sosit timpul și că timpul i-a sosit de mult, e fericit de el. De aceea nu este nici de cum o încumetare, ci este în sfârșit curajul credinței de a spune că Dumnezeu dorește, când oamenii se vor pune în poziția în care El dorește, să le ofere această binecuvântare pe care El a promis-o și despre care El a spus că a sosit timpul. Acea predicție că va veni timpul nu este nimic altceva decât negarea inspirației care spune că a sosit timpul și că timpul a sosit de mult. Și faptul că încă nu se vede acest lucru se datorează unei inimi rele și necredincioase. Lucru de care trebuie să ne pocăim cu toții. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că a făcut efortul pentru că fiecare dintre noi astăzi să fim aici. Știu că a fost luptă pe lângă fiecare suflet și vor fi lupte pe lângă fiecare suflet. Pentru că diavolul urăște adevărul. Pentru că diavolul urăște să mai trezească măcar un suflet. Oricum, majoritatea copleșitoare a oamenilor, majoritatea copleșitoare a creștinilor, sunt sub spiritul malefic. Sunt sub puterea întunericului. Iar faptul că astăzi vrem să... Sunt convins că suntem în confuzie pe o mare măsură. Faptul că astăzi vrem să ne trezim este lucrarea lui Dumnezeu în inima noastră. Mulțumim Lui pentru că devenim conștienți că ne e sete și că vrem să nu mai trăim în minciună. Vrem să nu ne mai înșelăm. Vrem să știm că suntem cu adevărul și că avem adevărul în sufletul nostru. Că ne dorim certitudini. Eu nu sunt setos după adevăr. Pentru că știu că niciunul nu va fi mântuit în minciună. Știu că afară sunt cei care au trăit o viață în minciună și a căror viață a fost o minciună. Împreună cu vrăjitorii, cu curvarii, cu toate faptele oribile, sunt cei care au trăit o viață de minciună, iar o viață de minciună, o viață duplicitară. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze, ca pe parcursul acestui seminar în care ne vom confrunta cu adevărul tare, cu adevărul prezent. Dumnezeu are un adevăr prezent, un adevăr pentru timpul de față și, prieteni, știți că fiecare confruntare cu adevărul nu ne poate lăsa aceiași oameni. Niciun om care va fi prezent aici nu va rămâne același. O spun eu ce o spun Dumnezeu. Vreau să vă asigur că niciun om nu va putea să rămână același. De ce? Pentru că adevărul inevitabil ne pune în fața unor decizii mari. Tu trebuie să faci ceva cu adevărul. Trebuie să iei o poziție. Adevărul cere să fie primit și adevărul cere supunere. Adevărul cere un amin conștient și o plecare de inimă, o deschidere de inimă. În cazul în care nu vei lua această decizie,
E clar că și lipsa de decizie este o decizie. Sau în cazul în care temem potrivirea propriei alegeri. În orice caz, nimeni, după ce adevărul ne vizitează, nu poate să rămână același om. Îți fericit pentru că adevărul vine. Îți fericit pentru că trăim astfel de timpul pe care cerul a așteptat de mult. Și mulțumim Domnului pentru că ne-a promis lucrul acesta, care poate să fie o făgăduință pentru noi astăzi. Veți cunoaște adevărul, spune Dumnezeu. Iar adevărul ne va aduce scumpa libertate, libertatea fiilor lui Dumnezeu. E un lucru pe care mi-l doresc și pe care îl doresc. Mulțumim Domnului pentru că putem în aceste clipe să ne ridicăm și să cântăm pentru slava lui Dumnezeu. Unim binecuvântat numărul 320, Doamne, a crederea. Domnul Iisus a exprimat un adevăr măreț, rostind o fericire ferice de cei flămânzi și setați după neprihănire, pentru că ei vor fi săturați. Setea profundă este garanția săturării. Dacă ai ajuns să-ți fie sete, e ferice. Și dacă îți dorești să cunoști adevărul și dacă simți foame după adevăr, după Dumnezeu, ești într-o stare binecuvântată. Hristos a spus că e ferice de tine. Ești un om fericit că ți-este setă. Iar dacă ai pierdut setea, dacă nu-ți recunoști setea sufletului, dacă ai încercat la alte izvoare să-ți potolezi setea, este ocazia să-ți dai seama cu această ocazie, cu acest prilej, de faptul că nu există decât o singură sursă care să potolească setea sufletului nostru. Adevărul. Bineînțeles, la această manifestare profundă, când omul ajunge în sfârșit să-și dea seama că este sete, că dorește realitatea și dorește adevărul, Dumnezeu iese în întâmpinare. El este Cel care trezește setea și El este Cel care vine să acopere această nevoie. Și ce va face Dumnezeu pentru fiecare suflet? Ce îi va prezenta când El este setos? Îi va prezenta adevărul. Adevărul fiind singura cale prin care putem să fim salvați. Nu cunosc o altă cale decât calea adevărului. Pentru că El este calea. Nu vom putea să fim niciodată mântuiți și salvați în niciună. Iar Dumnezeu dorește să ne ofere adevăr. Și Dumnezeu are acest interes și promite că o va face. Sete de realitate. Aș vrea să înțelegem foarte clar cu această ocazie ce este realitatea. Deci vreau să ieșim din lumea aparențelor, din lumea ficțiunii, din lumea închipuirii, din lumea minciunii, pentru că minciuna este ceva ireal, este un neadevăr. Aș vrea să nu se întâmple acest lucru, ce s-a întâmplat cu cei dinaintea noastră. Lipsa adevăratei desăvârșiri era suplinită de un surogat, prin etalări de suprafață și declarații fără acoperire. Aparența a luat locul realității. Aveți curajul să aplicați la timpul prezent acesta. Aveți curajul. Aparența a luat locul realității. Declarații pe care le facem fără acoperire. Și știm foarte bine că cele mai multe lucruri pe care le rostim, pe care le spunem, pe care le promovăm, reprezintă doar o față. Nu adevărata față. Aparența a luat locul realității. Iar Domnul Iisus Hristos a lucrat. Misiunea Lui a fost ca unul să fie sincer față de sine însuși. Sincer față de interesele cele mai mari. Dumnezeu dorește să ne dea un moment de sinceritate. Iar lucrul acesta trebuie să-l alegem conștient. Cu cât suntem mai conștienți, cu atât suntem pe o poziție mai bună
mai bine cuvântată, de a lua o decizie. Decizia oricum e inevitabilă, dar cu cât ești mai conștient de faptul că trebuie să fii sincer cu tine însuți, Domnul Iisus vrea să lucreze ca să avem momente de sinceritate. Oricum fiecare va avea un moment cel puțin de luciditate, dacă nu vom începe în sfârșit să trăim viața cu luciditate. Înaintea deciziei va exista momentul de luciditate. Iar după aceea, ori vei ajunge la luciditate de plină, ori vei pierde tot. Și vei uita și ce ai văzut până acasă. Trăim într-o lume în care oamenii evadează din realitate. O lume care e ruptă de real. O lume care e ruptă de adevăr. O lume care trăiește în minciună și trăiește o minciună. Viața lor este o minciună. A omenirii în general. Este ceea ce spune Domnul prin profetul Isaia. Aceasta este caracteristica generală a lumii noastre. Și va fi ca flămândul care visează. Și iată, mănâncă și se trezește și sufletul lui e. Ai impresia, visez că mănânci. Dar când te trezești, ești gol. Sau ca cel însetat care visează și iată, bea și se trezește și este slăbit și sufletul lui tânjește. Să știți că ficțiunea nu acoperă nevoile noastre. Dă doar impresia. Creează impresia. Minciunea la nivelul minții, dar sufletul moare. Sufletul se ofilește, se distruge. Dacă nu-i ceva real, dacă nu-i autentic, n-are cum să-ți acopere nevoile reale. De aceea, prieteni, să tânjim după realitate. Există multe forme de evadare din realitate. Dacă ne gândim că din ce în ce mai comune sunt drogurile, de ce credeți că oamenii apelează la droguri? Știindu-se foarte clar care sunt efectele distrugătoare, de ce vor oamenii să ia? Care este până la urmă tentația? Motivul care stă în spatele consumului de droguri. Și știți ce este cel mai trist? Că foarte mulți tineri consumă droguri. Din ce în ce mai mult. De ce consumă droguri? Știți de ce? Pentru că sunt nefericiți. Și nu au curajul să se confrunte cu această realitate. Vor să trăiască o iluzie. Pentru că știți în ce formă ajung. Cât de degenerați, cât de decăzuți și cât de ruinați. Dar totuși vor cel puțin să trăiască o iluzie la nivelul minții. Să creadă puternici și fericiți. Devin dependenți de această drogare și să știți că numai drogurile psihedelice și alte forme de droguri sunt cele care au minte. Există droguri mai puternice, există droguri și pentru creștini. Există o formă de drogare pentru creștini, care vor și la rândul lor să trăiască într-o lume reală. Nu este teamă să ne confruntăm cu adevărul, pentru că această confruntare e dureroasă. Am auzit oameni care atunci când mi s-a prezentat adevărul au spus eu sunt nicio vorbă așa, eu nu cred să fie așa ceva. Ne stă teamă să credem că este ceea ce spune Dumnezeu. Ficțiunile de tot felul prezentate în publicații și prin intermediul mass media, lumea e nebunită după a privi ceva care este ireal în cea mai mare măsură. Fie filme, fie teatru, fie realitatea virtuală care va cuceri televiziunea și o va înghiți, o devora de vie și care nu înseamnă nimic altceva decât o rupere totală de realitate. Fie teatru politic, iar oamenii știu prea puțin că tot ceea ce înseamnă teatru politic nu înseamnă decât nimic, nu înseamnă decât eroare, nu înseamnă decât demagogie. Oamenii vorbesc și pur și simplu vorbesc cu totul altceva decât ceea ce e realitatea. Realitatea e mult prea dură ca să fie vreodată descrisă. Dar cel mai trist lucru este că oamenii evadează din realitate prin intermediul religiei. Religia dovedindu-se a fi drogul cel mai puternic de a-l face pe om să trăiască rudă realitatea, dar total înșelat. Total într-o lume care nu există. O lume a ficțiunilor, a închipuirilor. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cei mai mulți creștini trăiesc într-o lume reală. Religia de cele mai multe ori joacă
rolul unui tranquilizant pentru oameni nefericiți, proteză pentru nefericiți, la fel cum drogatul și injectează heroină. Oamenii apelează la cârja religiei. Rămânând neschimbați, netransformați, cu aceleași motive meschine, aceiași oameni, aceiași oameni firești. Și totuși mituindu-și conștiința și ajutându-i chiar bisericile să-și mituiască conștiința și să-i țină în această formă de narcotizare până va trece timpul de cercetare. E o formă de hipnoză. Vom avea ocazia să discutăm ce înseamnă forma aceasta hipnotică în care oamenii intră și cum se intră în această, în această formă. Iudeii pretindeau că îi slujesc lui Dumnezeu, dar în realitate pretindeau pretenție și realitate. Sunt două lucruri diferite, pretenția și realitatea. Și contează realitatea, nu contează pretenția. Pretenția e un șelăciune. Dar în realitate, știți că îi slujeau. Deși au spus că slujesc lui Dumnezeu. În realitate, ei se închinau la Domnul Eu, la Dumnezeul lor. Ce este realitatea? Ce e adevărul până la urmă? Că tot vorbim sete de realitate, dar până la urmă, ce e real până la urmă? Putem să punem mâna cu certitudine pe ceva și să spunem că aici este, asta este realitate? Ce e până la urmă realitate într-o lume în care am văzut domină ficțiunea și domină închipuirea? Domină aparența care a luat locul realității. Într-o lume ruptă de realitate, până la urmă, ce e real? Dacă totul e amăgire și dacă pe unde pui piciorul este, de fapt, trăiești într-o lume în care, o lume care nu există, propriu-zis. O lume pe care tu o vezi așa și ți-o închipui tu așa. Ce e până la urmă realitatea? Ce e adevărul? E o întrebare pe care trebuie să ți-o pui dacă e setos după realitate. Trebuie să știi realitatea despre lumea în care trăiești. Realitatea despre tine. Realitatea despre Dumnezeu. Un om care n-a mai avut timp să primească răspunsul datorită grabei și în timpul acela erau presiunile timpului și ale hotărârilor. Ce este adevărul? A întrebat Pilat. Ce este adevărul? Doresc să știi. Doresc să știi ce este adevărul. Pentru că adevărul e realitatea. Minciuna nu este reală. Minciuna e altceva, e un adevăr. E ceva care nu există. Singura realitate care există este Dumnezeu. Moise a zis lui Dumnezeu, iată că mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi. Și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel. Cel ce se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. Cine este singurul îndreptățit ca să spune Eu Sunt? Eu nu pot să spun decât într-o măsură limitată că Eu Sunt. Pentru că pe mine mă vedeți în momentul acesta și e posibil ca într-un timp foarte scurt să nu mai se cunoască nici locul în care o stau. Nu pe mine. Eu nu sunt atât de real cum credeți dumneavoastră că sunt și nici dumneavoastră și nici măcar lucrurile după care alergăm noi. Și nici măcar pământul ăsta pe care stăm noi nu atât de real cum vă gândiți. Pentru că toate aceste lucruri țin de o mare realitate. Și iar dacă Dumnezeu dorește să nu fie, clar că El este singurul care este și este îndreptățit să spună că Eu Sunt. Eu Sunt și dacă nu-L cunoști pe Eu Sunt, cât ai crede că ești material și ești real, nu ești real. Dumnezeu este marea și singura realitate. O realitate care a fost revelată. Un adevăr care a fost revelat prin cel care putea să-L cunoască. Singurul care cunoaște această realitate în mod deplin este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin care s-a putut descoperi realitatea. Noi nu am ști ce este realitatea și n-am ști ce este adevărul. Dacă Iisus Hristos nu ar veni la noi, noi am fi rupți total de adevăr. Și suntem total rupți de adevăr atâta timp cât nu-L avem pe El. Pentru că singurul care este adevărul este El. Iar adevărul este o persoană.
o ființă. Adevărul este Iisus Hristos, Cel prin care ne este transmisă realitatea. Iar El a venit să ne învețe despre marea și singura realitate, știind că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Cine este adevărat? Dumnezeu este adevărat. El a venit, Domnul Iisus, să ne învețe despre Cel ce este adevărat. Deci, putem spune că altcineva este adevărat? Pot să spun că eu sunt adevărat? Putem spune că lumea în care trăim este adevărată? Pentru că singurul care se poate spune că El este și că este adevărat, este Tatăl care s-a revelat prin Domnul Iisus Hristos adevărul. Iar într-un mod palpabil, există un loc în care știm că este. Există un loc vizibil. Cuvântul tău este adevărul. Și suntem sub influența și sub incidența adevărului în măsura în care suntem sub influența cuvântului. Cartea adevărului, singura carte care are adevărul, singura carte care înfățișează în mod deplin este cuvântul lui Dumnezeu. În măsura în care avem acest cuvânt, trăim realitatea. În momentul când te rupi de cuvântul adevărului, intri în sfera minciunii și a erorii. Orice om care se depărtează de adevăr va trăi o iluzie. Viața va fi o minciună. De aceea, prieteni, dacă dorim adevărul, dacă vrem ca să știm că, într-adevăr, trăim o realitate, trebuie să trăim pe baza adevărului. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. În felul acesta intrăm în lumea reală. Adevărul, dacă va fi crezut, intrăm în realitate. Până atunci suntem rupți de realitate. Și atunci, în sfârșit, începem să vedem altceva. Ce vom vedea? Păi, vom vedea că lucrurile după care ne-am uitat și la care am crezut că sunt lucruri care nu sunt. Și vom descoperi că lucruri pe care nu le-am sesizat și nu le-am văzut sunt singurile lucruri care sunt. În sfârșit, un om când se trezește la realitate, un om trezit la realitate, trăiește această experiență. Este adevărat acest cuvânt? Putem spune un amin în dreptul nostru că așa este, că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd? Că nici măcar nu ne interesează, pentru că știm că nu sunt reale. Știți că nu sunt reale, nu? Știți că nu sunt reale. Păi, dar de ce alergăm după ele? De ce să ne epuizăm după lucruri care nu sunt reale? Dacă nu sunt adevărate și sunt minciuni, de ce să ne epuizăm după o minciună? Ați văzut pe cineva să alerge în mod conștient după vânt? V-ați luat vreodată să fugiți după vânt? Propovăduirea goanei după vânt, nu? Există goane după vânt? Există oameni care alergă după aparențe? Da, există. Există oameni care se epuizează trăindu-și visul. Dar când se vor trezi, știți cum se trezesc, nu? Ca flămândul care și-a închipuit că mănâncă și când se va trezi, groaznic. Groaznic de flămând. Aș vrea să înțelegem timpul nostru în lumina timpurilor trecute. Prima venire. Prima venire care are multe asemănări cu timpul pe care îl trăim, nu? Starea lumii înainte de întruparea Domnului Hristos. Haideți să vedem radiografia lumii de atunci. Pentru că vom înțelege foarte clar cât de mult se aseamănă. Cum era lumea atunci? Cum era biserica atunci? Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Era o lume care se îndrepta către ceea ce nu știa. Fără obiectiv, se îndrepta către ruină,
Lumina a apărut în momentul în care întunecimea lumii a atins apogeul. Mintea oamenilor fusese de multă vreme întoarsă de la Dumnezeu prin învățături neadevărate. În sistemele de educație cele mai răspândite, filozofia omenească luase locul descoperirii divine. Pentru că se despărțiseră de Dumnezeu depinzând exclusiv de puterea omenească, tăria lor era slăbiciune. Nu reușeau să atingă nici măcar standardul pe care ei înșiși îl stabiliseră. Lipsa adevăratei desăvârșiri era înlocuită. Era înlocuită cu magia. Cu etalări, forme de suprafață și declarații fără să aibă o acoperire în viața de fiecare zi. Aparența a luat locul realității. Când Hristos a venit pe pământ, se părea că omenirea își va atinge rapid punctul cel mai de jos. Era subminată însă și temelia societății. Lumea se distrugea. Evreii, poporul lui Dumnezeu de atunci, lipsiți de puterea cuvântului lui Dumnezeu, lipsiți de adevăr, lipsiți de realitate, au dat lumii tradiții și speculații care amorțeau mintea. Vedeți drogul. Ați descoperit drogul. Este drogat într-o stare de amorțire. Dar este și înșelatul religios într-o stare de amorțire. Amorțeau mintea și ucideau sufletul. Închinarea față de Dumnezeu în duh și în adevăr fusese înlocuită. Realitatea fusese înlocuită cu aparențele, nu? De ridicarea în slăvi a oamenilor printr-un șir interminabil de ceremonii inventate de om. Pretutindeni în lume, toate sistemele religioase își pierdeau influența asupra minții și asupra. Dezgustați de povești și minciuni. Ce-i povestea? Povești nemuritoare. Cu vezi frumos și cu zmei și cu închipuiri. Și noi nu lăsăm copiii, spuneam, copiii nu trebuie să citească povești pentru că se învață cu lumea ireală, cu minciuna, cu neadevărul. Problema e că oamenii erau dezgustați de poveștile și minciunile care se spuneau în fiecare zi, în biserici. Pentru că toate sistemele religioase ajunseseră sub forma aceasta. Au căutat să-și înnăbușe glasul rațiunii. Oamenii s-au întors pentru că li s-au oferit ce? Li s-au oferit tradiții și speculații care le-au amorțit conștiința și n-au rămas. N-au avut nicio protecție față de invazie. Dezgustați de lucrul acesta care nu le-a putut oferi protecția, șansa de a se împotrivi maleficului. N-au avut decât o singură alternativă. N-au avut ce să aleagă. Pentru că religia era asta de care se dezgustase și s-au dus unii. Nu există decât necredința și materialismul, care se reprezintă un singur pachet. Materialismul, vom învăța în studiile noastre. Materialismul conține ateism, conține anularea lui Dumnezeu. Lăsând veșnicia în afara socotelilor lor, ei trăiau pentru prezent. Veșnicia nu mai există. Asta era lume, asta era biserică, asta erau toate sistemele religioase înainte de a veni Domnul Hristos, când Fiul lui Dumnezeu a privit în lumea pe care trebuia să vină. Venise timpul când trebuia să-și fac un trup, Tatăl Dumnezeu pregătit un trup. Infinita puritate a văzut această imagine. Oamenii pe care Dumnezeu îi chemase să fie stâlpul și temelia adevărului deveniseră reprezentanții cui? E unul dintre cele mai zguduitoare paragrafe. Ce înșelăciune poate să fie mai mare decât acela pe care Dumnezeu îl pune, tu ești reprezentantul meu în lumea aceasta? În loc să fie reprezentantul lui Dumnezeu, cine este? Că lumea vine. Noi vrem să venim la Dumnezeu. Și bine, reprezentanții lui Dumnezeu spun că noi chemăm la Dumnezeu. Și cine devenise? Pe cine reprezentau ei în realitate? Pretenția era că noi reprezentăm reprezentanții lui Satana. Ei făceau lucrarea pe care el dorea să ei să o facă. Ajungând să reprezinte greșit caracterul lui Dumnezeu și să determine lumea să-l consideră ca fiind un tiran. Chiar și preoții care slujeau în templu pierduseră din vedere însemnătatea serviciului pe care îl îndeplineau. Ei încetaseră să privească dincolo de simbol, la lucrul pe care acesta îl reprezenta.
Când aduceau darurile de jertfă, se comportau ca niște actori într-o piesă de teatru. Ce sunt actorii într-o piesă de teatru? Din nou aceeași imagine, imposibil să nu se sesizăm că erau lupți de realitate. Ce sunt actorii? Ce fac ei? Joacă. Joacă un rol. Dar joacă bine de tot. Te face să și plângi. Deși ei se prefacă. Imediat după aceea s-au șters lacrimile sau și-au arătat o altă față. Dar cine a ajuns să sunt actori? Cei mai rafinați actori pe care îi folosea păpușelele. Știți, ați văzut teatrul de păpuși. Ele se mișcă, dar cineva îi folosește. Cine îi făcea teatrul acesta? Cine făcea? Făceau poporului Dumnezeu. Făceau oamenii care slujeau în templu. Actele ceremoniale pe care însuși Dumnezeu, și când vă gândiți la acte ceremoniale, sigur vă trebuie să vă sune în minte actele ceremoniale din ziua de astăzi, pe care Dumnezeu le instituise, le pervertiseră și erau transformate în mijloace de a orbi mintea. Cu mintea orbită nu intri decât iarăși în tărâmul irealității. Orb, nu mai știi pe unde mergi, exact ceea ce scria, că ei nu știu încotro. Și prin ce? Prin ce orbiți? Prin actele ceremoniale pe care le făceau. Și ale împietrii. Și ale împietrii. El era în lume și lumea a fost făcută prin el. Dar lumea nu l-a cunoscut. Asta s-a întâmplat la prima venire. Asta a fost situația. Dramatică, să știți. Zguduitoare. Reflectați adânc, frații mei. Reflectați, pentru că nu cităm doar istorie. Cităm timpul care sunt aidom. Vedem acolo fotografia timpului de astăzi. Vai de cei ce trăiesc, spune Domnul prin profetul Amos în capitolul 6. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. La adăpost pe muntele Samariei. Vai de mai mari aceștia, ai cele din tâi dintre neamuri, la care aleargă casa lui Israel. Credeți că ziua nenorocirii e departe și face să se apropie domnia sinuciei? Ei se culcă pe patru de filde și stau întinși alene pe așternuturile lor, mănâncă miei din turmă. Paște mielușei mei, vă aduceți aminte, nu? Mănâncă miei. Cine sunt cei mai distruși astăzi? Tineri mielușei nu sunt distruși. De ce? Pentru că sunt teorii care amurțesc mintea și care dezgustă pe oameni și singura lor șansă este lumea. Aiurează! Ce ai aiurat tu? În sunetul arfei. Și se cred iscusiți ca David. Aceea stare. Biblia tot vorbește că oamenii sunt lupți de realitate. Și că ceea ce fac ei în sunetul arfei, cântările lor și serviciile lor, nu e decât un... o rupere de realitate. Un aiurat. Aceasta înseamnă o... pur și simplu o ficțiune. Un vis. Un drog. Un drog. Aiurează. Să spună Dumnezeu noi să credem că noi ne închinăm și Dumnezeu să spună ei aiurează. Ei au impresia că se închină, dar ei sunt în picioare. Ei s-au plecat pe genunchi, dar inima lor e în picioare. Inima lor e în picioare și stă dreaptă și nu se pleacă cu tuște puțin. Timp de peste 1000 de ani, poporul iudeu aștepta să venirea Mântuitorului. De acest eveniment iudei își legaseră speranțele lor cele mai strălucite. În cântec și profeție, în slujba templului și în rugăciunea de acasă. Ei așezaseră numele lui. Vine Mesia, au spus. 1000 de ani, au spus. Rugat de miști, 1000 de ani. Și cu toate acestea, după 1000 de ani de vorbă, de spus, de șerfie, de cântare, la venirea lui el, ei nu l-au cunoscut. Vom învăța noi ceva? S-ar putea ca istoria să se repete și cei mai înșelați cu privire la venirea Domnului să fie cei care în cântec, poezie și misiune au vorbit atât de multe de venirea Domnului Iisus? Acceptați posibilitatea aceasta măcar? Nu vă întreb dacă acceptați că este adevărat lucrul ăsta, posibilitatea cel puțin ca să fim și noi ca ele. O acceptăm? S-ar putea noi să fim înșelați ca și ei? Știți,
nu trebuie să facem doar paralelisme. Am putea învăța din istorie și Dumnezeu ne-ar înțelepți dacă am vedea, uită-te pe ce cale au mers ei. Și dacă ai fi sincer, ai învăța din căderile lor. Dar Dumnezeu nu ne lasă doar cu atât. Dumnezeu vine și ne spune El cum este problema în timpul de față. El vine și ne spune și pune degetul direct și spune, asta e realitatea. Fie ce îți vrea voi să spuneți, asta e realitatea. Și o spune prin martor credincios și adevărat. Martor care nu mintă și martor care spune adevărat. Îngerului, biserici, oamenii vor să folosească doar privilegiile. Vor să folosească doar de autoritatea pe care cred că le oferă locul, dar îngerului bisericii, uite că o solie direct acolo se adresează în primul și apoi fiecare om. Spune-i, scrie-i și ne scrie. Scrie-i direct. Pentru că tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Uitați, lipsa de realism. Priviți aparențele. Priviți cât de rupt sunt de realitate cei din timpul de urmă. Priviți biserica, starea bisericii, starea noastră. Nu starea lor, nu a adventiștilor. Nu încercați să aplicați la cineva, pentru că asta înseamnă că și mai rău suntem în înșelăciune. Și nu știi. Ce este omul care nu știe ce se întâmplă cu el? Nu e un om care e rupt de realitate. Nu e un om care nu mai are simțul adevărului și simțul realității. Ce amăgire mai mare, spune sora White. Adică nu există ceva mai mare. Că noi spunem cele mai mari amăgiri fi când va cădea foc din cer. Când satana va lua chip de nu știu ce. Și ce amăgire mai mare poate să veni asupra minților oamenilor decât încrederea că sunt în regulă când ei sunt total greșiți. Să fie adevărat. Acceptăm noi asta. E setos de realitate? Mai e setos de realitate? Să mergem mai profund și să îl lăsăm pe Dumnezeu. A existat o sesiune. Erau acolo nu oameni de rând. Erau acolo oamenii mari. Noi spunem îngerul biserici. Erau cei care conduceau poporul. Erau cei care veneau să dea hrană la popor. Iar inspirația spunea despre ei. Am văzut că exista nu orbire. Citați. Remarcabil. Știți ce înseamnă remarcabil? Deosebit. Așa ceva care iese în evidență. Nu era doar o formă de orbire, deși ar fi destul de grav să spui că era orbire acolo. Era o remarcabilă orbire. Adică erau orbi, orbi de tot. Ieșea în evidență, era strident ceea ce se întâmplă acolo. În mintea multora la acea conferință. Și ei nu înțelegeau unde este Duhul Domnului și care este experiența creștină. Nu vedeau. Singura realitate era Dumnezeu care se manifesta acolo, dar ei nu vedeau Duhul lui Dumnezeu. Ei asta n-au simțit, n-au sesizat, n-au văzut. Și chiar dacă au văzut, au spus, asta nu e realitatea asta. Iar gândul că aceștia sunt cei care au răspunderea turmei lui Dumnezeu, era dureros pentru că oamenii rupți de realitate erau cei care veneau să predice adevărul. Dar ei înșiși nu știau ce e adevărul. Ei înșiși erau într-o orbire remarcabilă. Asta s-a întâmplat atunci. Și de atunci vom studia foarte clar. S-a intrat într-un tunel fără lumină. Într-un tunel fără lumină, noi ne-am născut în tunelul fără lumină. Acolo am apărut. Și astăzi există aceeași remarcabilă orbire pentru că oamenii care n-au înțeles atunci solia neprihăriei prin credință, dar astăzi, aceeași solie este tot atât de neînțeleasă și tot atâta opoziție există față de ea. Și Dumnezeu declară același lucru că există o remarcabilă. Schizofrenie în domeniul experienței spirituale. Dumnezeu declară diagnostic. Mi-ar fi teamă să spun acest lucru. Dar Dumnezeu o declară. Pentru că și aceasta înseamnă rupere de realitate. Ce declară Dumnezeu despre poporul său? Poporul meu e nebun. Ce înseamnă nebunie poporul meu? Nu mă cunoaște. Poporul meu nu mă cunoaște.
Și asta este formă de nebunie, că dacă nu cunoști pe Cel care este, adică pe adevăr, ce cunoști? Cunoști nimic. Nu știi nimic. Și poporul meu nu mă cunoaște, spune, și a intrat într-o stare de nebunie. Cunoașteți prea bine Evanghelia după Matei. De ce acela care știa să spună doar ferice, 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 trebuie să spună în Matei capitolul 23, foarte clar, anumite lucruri. El a știut când a spus ceea ce este scris în Matei 23. Ca timp în viața Domnului Hristos, ca și moment. Era ultima zi când a fost la templu. Așa spuneți și în Hristos Lumina Lumii. După aceasta nu le-a mai spus decât un singur lucru, îi se lasă casa pustie. Și știți ce înseamnă casa pustie? Cine pune pe în casa pustie? O găsește goală, pustie. Și împodobită la Duhul Hristos. Cu ornamentele acelea care au luat locul realității. Și altcineva să instaleze. Și a trebuit să spună. De ce trebuie să spună de atâtea ori același lucru? Să știți că există multe evanghelii. Este solia către la Laodicea aici. Matei 23 este solia din Apocalipsa 3. 16 și 17. E aceeași solie pe care a dat-o în timpul acela și ne-o dă și nouă. De ce la lucru ne spune astăzi? Vai de voi, povățuitori, orbi. Nebuni și orbi. Nebuni pentru că nu mă cunosc, spunea Dumnezeu. Și orbi pentru că nu știi încotro mergi. Care este mai mare, aurul sau templul care sfințește? Aurul. Pentru ei, bineînțeles, aurul era mai mare, cum și astăzi, aurul era putere, bani. Nebuni și orbi, a doua. Care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Darul era, bineînțeles, mai mare. Era ceea ce dorea, nu. Bineînțeles, templul și Dumnezeu nu reprezintă. Povățuitor orb care strecurați în țară, care duceți discuții cu chițibușuri, în timp ce calamitățile care se petrec nu le vedeți. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului, lasă religia exteriorismului. În primul rând ai grijă, vezi ce faci cu inima. Pentru că și în timpul de față este religia exteriorismului, nimeni nu are treabă cu inima. Oamenii au treabă cu partea exterioară. Ei uită să vadă gunoiul din inimă, iar cel care e plin de molus, condamnă pe celălalt care vede în exterior, deși el e plin de molus la rândul lui. Pentru ca și partea de afară să fie curată. Care este cauza principală a orbirii și nebuniei minții? De ce oamenii ajung așa? Cum se ajunge? Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului care a vorbit, glasul Domnului, depărtarea de cuvântul lui Dumnezeu te duce în unde? Nebunie, orbire și rătăcirea minții. Orice depărtare de cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori ne-am depărtat de cuvântul lui Dumnezeu, am ieșit din sfera realității. Am intrat într-un vis, am început să trăim realitatea și am început să avem o formă de nebunie. Știți că și David a avut forma lui de nebunie, nu? Știți? S-a comportat ca un nebun. I-a spus și lui Saul. Nu a ascultat cuvântul Domnului, a lucrat ca un nebun. Și chiar oamenii ajung în forme. Este cu adevărat tot atât de patologic ca și diagnosticul care se dă în sfera fizicului. Și mai aici, care te duce la nebun. E ceva care, cu siguranță, atunci când se manifestă în viața unui om sau unui biserici, înseamnă nebunie. S-au fălit că sunt înțelepți. Când spui noi sunt. Când spui eu sunt, când deja fi, că omul este ceea ce este, nu e nimic altceva decât acea fală care înseamnă diagnostic. Clar, nu trebuie să spună cineva. Când îl vezi un om sau o biserică care a ajuns pe culmea asta, în care euul este etalat, în care oamenii se etalează, poți să spui biserica a intrat într-o sferă a nebuniei. Și ce va mai putea un orb și un om care e rupt de realitate să facă pentru semenii lui. Decât să-i cheme la aceeași stare. Chiar și oamenii din bisericile evanghelice deplâng starea aceasta de schizofrenie spirituală existentă în bisericile lor. A rămas uimit că noi nu ne punem problema cum și-o pune. Sunt oameni sinceri acolo. Și mi-a căzut în mână o cărticică cu titlul, exact titlul temei. Sete de realitate.
Foarte curios, deschis-o să frunzăresc. Nu era adevărul prezent în frumusețea lui, așa cum Dumnezeu ne-l trimita. Dar era frământarea unor oameni care și ei își dădeau seama că se întâmplă ceva ciudat, pe care George Weaver spunea că îl numea schizofrenie spirituală. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte, pentru a vedea că oamenii din bisericile evanghelice, unii dintre ei, sunt mai frământați decât cei care ar trebui să fie cel mai frământați. Dacă stăm și reflectăm puțin, ne dăm seama că această stare, lipsa vieții spirituale, era în context. Se datorează faptului că cei mai mulți dintre noi trăiesc în două lumi. Ne-am împărțit convingerile, activitățile și scopurile în două categorii. Asta este disocierea de personalitate. Este schizofrenie. Asta este esența schizofreniei și în ceea ce privește patologia bolilor fizice de care vorbim noi. Ne-am împărțit convingerile, activitățile și scopurile în două categorii. În prima din aceste categorii așezăm trăirile noastre religioase, lucrurile pe care le credem, cântecele pe care le cântăm, subiectele noastre de rugăciune și tot ceea ce considerăm vrednic să susținem în materie de credință. A doua categorie este alcătuită din acea lume de valori și acțiuni profane. Modul în care ne petrecem timpul liber, activitățile pe care le desfășurăm pentru a impresiona pe cei din jur, atitudinea noastră față de colegii de serviciu care sunt mai mult sau mai puțin buni ceea ce fac decât suntem noi niște, precum și modul în care facem rost de bani și îi folosim. Pe aceste două realități ale noastre le ținem strict separate și deși s-ar prea putea să simțim în mod vag că ceva nu este chiar așa cum ar trebui să fie, nici de cum ne trece prin minte că suferim de o tulburare majoră, de un fel de schizofrenie spirituală. Desigur, la biserică și ori de câte ori ne întâlnim cu prietenii noștri creștini, discutăm despre dedicare, consacrare, predare, trezire spirituală, despre viață trăită cu ardoare pentru Dumnezeu și folosim multe alte expresii referitoare la credincioșia și dragostea noastră față de Dumnezeu. Dar între cuvintele și faptele noastre există prea puțină armonie dincolo de zidurile bisericii. Această dihotomie, două vieți, omul care vrea să trăiască două vieți, e o imposibilitate, asta duce la năucire, la scurt circuitul ăsta, că tu nu poți trăi decât o singură viață, dar tu vrei să trăiești două vieți. N-ai cum două vieți. Ori pe cea reală, ori trăiești. Tu ai viața ta însuți. Această dihotomie pe care o întâlnim în mediul evanghelic, spune el, în lumea lor, a evanghelicilor, a avut consecințe mult mai grave decât admitem de obicei. A dat naștere unor bărbați cu care ți este foarte greu să te înțelegi. Deci, nu te mai poți înțelege cu oamenii. Și nimeni nu-i poți înțelege. A dat naștere unor femei care se evaluează pe ele însele după modul în care își mobilează casa și după hainele pe care le poartă, de asemenea unor familii care, dinpreună cu hainele de duminică, își așează masca jovialității la biserică vreme de câteva ceasuri. El spune, asta e lumea evanghelică. E evanghelic, el nu are adevărul prezent, dar se întreabă. E și el setos de realitate, unul dintre cei care la momentul potrivit când îi se va prezenta adevărul, e și el sătunt de povești și dezgustat și vede că în lumea lui evanghelică e dihotomia asta, e schizofrenia spirituală. Oamenii au ajuns așa, e duplicitari cu două vieți și nu-i poți înțelege, că nu știi de fapt care e viața lor reală. Ce vor oamenii ăsta să facă? De ce să trăiască pe două terenuri? Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, asta e minciuna viață. Asta e cea mai mare minciună, să știi. Și nu trăim. Ar trebui să te întrebi, prietene. Ar trebui să ai curajul să te întrebi și ar trebui să te oprești. Cel puțin din când în când să te întrebi. Mai ales că sunt motive de întrebare. Sunt atâtea motive care ar trebui să te facă să spui sute de întrebări și nu doar să spui întrebări. Să fii atât de setos încât să dorești să știi adevărul, să știi răspunsul corect la aceste întrebări. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul e cu noi, pentru ce ni s-a întâmplat toate aceste lucruri? Dacă e Domnul cu noi, cum noi spunem, și cum ni se spune, nici o grijă, biserica e pe temelie, noi suntem bine, mergem înainte.
fără probleme. Dacă Domnul cu noi, de ce se întâmplă ce se întâmplă? Dacă ești lumina din Apocalipsa 18, de ce col că e păcat? Asta este lumina? De ce? De ce fără de lege ajunge la atâtea? De ce atâta apostazie? De ce atâta necredință? De ce este genocidul acesta al familiilor și al tinerilor? De ce necredința atinge proporțiile astea colosale dacă Domnul e cu noi? Vrei să crezi că Domnul e cu tine și se întâmplă toate lucrurile astea? Dar nu ți se pare că este o neconcordanță? Chiar nu vezi că este o lipsă de... Adică, până la urmă, totul se rezumă, dacă nu ai cel puțin adevărul. Mai există o limită, se numește simțul bun simț, nu? Adică sunt niște lucruri care nu le poți nega, pentru că la un moment dat ieși din cadrul acesta. Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Care este cauza decadenței și apostaziei aproape universale în biserică? Dacă Domnul e cu noi. Dacă Domnul e cu noi, asta se întâmplă. Ar trebui să te întrebi. Gedeon era un om frământat. Știți de ce a fost ales? Nu că a fost desăvârșit. Știți că avea și el probleme. O problemă serioasă. Dar pentru că faptul că ar trebui să te întrebi, pentru că era unul care își punea probleme, care era setos de realitate, Doamne, dacă Tu ești cu noi, dar de ce suntem robii madianiților? De ce se întâmplă asta? Uite cum e poporul, se închină la bal. De ce se întâmplă? Și nu credeți că astăzi oamenii se închină la bal? Sora îi spune din nou că vechea închinare la bal este din nou activă. De ce atât de puțin creștini experimentează o viață de biruință asupra păcatului? De ce convertirile adevărate în biserică sunt din ce în ce mai rare? Dacă Domnul e cu noi. De ce este uscăciune și ploaia Spiritului Sfânt nu cade? De ce timpul a întârziat atât de mult și Hristos nu are venit? Și am putea continua lista întrebărilor și merită să continui și nu doar să te întrebi. Să te întrebi setos și să dorești să știi răspunsul. Mulțumim Domnului pentru că El are să ne transmită ceea ce este adevăr și ceea ce înseamnă realitate și cu privire la noi înșine. Știți, am vorbit puțin mai general. Și nu-mi plac lucrurile generale. Pentru că întotdeauna oamenii se ascund, se pitesc în generalitate, fără să aibă curajul să facă aplicațiile practice. Vreau să vă spun că cel mai greu de aplicat adevăr este adevărul cu privire la tine însuți. Ai fi în stare și dispus până la urmă să judeci despre oricine altcineva, până la urmă. Și ai fi până la urmă înclinat chiar să accepți adevărul cu privire la alții. Chiar dacă e dureros și chiar dacă nu-l convine. Dar cel mai greu de aplicat este de aplicat adevărul la tine însuți. Deci știți, primul lucru care trebuie să te intereseze este care e adevărul cu privire la tine. Care e adevărul? Eu pe unde mă aflu? Cu mine ce este? Cât de mult trăiesc în realitate sau în irealitate? E și viața mea ruptă de realitate și trăiesc în sfera visului? Sunt și eu narcotizat? Și eu trăiesc o aparență, dar de fapt realitatea e cu totul alta și atât de dureroasă? Și se întâmplă ceva minunat. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahalama este luat. E veste bună, nu? Este veste bună și pe muntele acesta înlătură mahalama care acoperă toate popoarele Domnului și învelitoare care înfășoară toate neamurile. Toate neamurile și toate popoarele, ce sunt cu ele? Ce se întâmplă cu ele? Le-a pus mahrama pe noi. Cine? Diavolul. Ce mai vezi când ți-a pus mahrama? Ce mai înțelegi? Încotro te îndrepti, spun la urmă. Dacă ne vom întoarce la Domnul. Dar noi venim astăzi. A venit pentru ca să venim la El. Nu pe El îl căutăm. Nu suntem setoși de realitate. Nu vrem să-ți fie luată mahrama. Dacă chiar vrei să te rogi pentru asta, nu trebuie să faci public aici. Dar poți să o faci în seara aceasta acasă, dacă chiar crezi că e de luat mahrama. Dacă crezi sincer că e de luat ceva, să te rogi pentru asta. Cineva crede, se va ruga în dreptul lui.
Cine nu crede, nu o să se roage. Doamne, ia mahramă. Iar Domnul promite că pe munte, acolo singur cu Dumnezeu, El va lua mahram tuturor popoarelor. Sunt păcate incurabile și aproape în totul lipsit de speranță. Și aceste păcate sunt două. Legate între ele, bineînțeles. Până la urmă este unul singur, dar în aceste mai multe. Este mândria personală și greșita imagine de sine. De ce sunt aproape în totul lipsit? Aproape! Mulțumim că există această, dar este firavă de tot. Această speranță este firavă. De ce? Nu pentru că Dumnezeu nu are putere să mântuiască oameni. Dar El e belșug de răscumpărare și de putere. Problema este că cum ar putea să fie curățat un om care are defecte de caracter, dar nu reușește să înțeleagă acest lucru? Care este atât de plin de mulțumire de sine încât nu-și poate vedea cum trebuie greșit. Cum ar putea să fie un om scăpat? Defecte aproape incurabile. Cel mai dificil de aplicat este adevărul la timpul însuți. Și aș vrea să reflectați asupra evenimentului, tabloului zguditor care s-a petrecut în Nazaret. Care a început cu laude la adresa cuvintelor pline de har pe care fiul templarului l-a spus în acea zi de sabat. Și care s-a terminat cu încercarea de a-l zdrobi de stâncă. Știți când au vrut să-l zdrobească de stâncă? Când a trecut de la general la aplicație. Când a trecut la aplicații directe și vă spun în modul cel mai sincer că am văzut oameni care aveau impresia că apreciază anumite lucruri și care la un moment dat, când ești doritor să aplici lucrurile în modul cel mai direct, ai curajul ca să treci din sfera generalității la lucrurile personale, la noi, la viața noastră. S-au schimbat atât de radical și atât de puternic încât pur și simplu aceeași reacție am întâlnit. Cea mai cruntă împotrivire nu este cea față de adevăr în general, ci față de adevărul prezent. Oamenii sunt dispuși să vadă erorile din timpul trecut, dar nu pe cele prezente. Sunt dispuși să recunoască cum au fost înșelați ei din trecut, dar refuză cu cerbicie să recunoască unde sunt înșelați ei în prezent. Există motive serioase pentru a accepta ideea că pot să fiu înșelat? În mod cert, da. Câteva care sunt mai mult decât suficient. În primul rând că inima pe care o dețin, inima omenească este nespus de înșelătoare și deznădăjduită. E primul motiv. Păcatul este înșelător prin natura lui. Păcatul este el însuși viclenie. Este formă de înșelăciune. El este ea chiar înșelăciunea. Iar ori de câte ori omul alege păcatul, alege ce? Să intre în sfera înșelăciunii, să nu mai știe ce se întâmplă cu el. Păcatul nu-i doar o faptă pe care o șterge, ci păcatul e ceva care te transformă, care își pune pe cetea asupra ta. Scriptura vorbește că în timpul din urmă majoritatea oamenilor vor fi înșelați. Iar treilea motiv. Solia către Laodicea descoperă o biserică înșelată cumplit. Iar patrulea motiv greu. Poporul evreu a fost înșelat. Și este scris că istoria se repetă. Și bisericile pe parcursul timpului au apostaziat una câte una. Istoria 1888 descoperă că adventismul în general intra sub forma de amăgire. Nu sunt suficiente motive să crezi lucrul acesta. Să spui cel puțin întrebarea și să spui problema. Oare nu sunt și eu tot un om intrat în sfera înșelăciunii? Văd în jurul meu, în cazul în care mai văd, că dacă intri în sfera aceea, nu mai ai cum să vezi, te rupi de realitate. Văd în jurul meu mulți oameni înșelați. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să avem curajul unei rugăciuni sincere. Iar rugăciunea cea mai potrivită pentru omul setos de realitate este rugăciunea din Psalmul 119, pe care nu o face decât un om care este sete de realitate. Niciun om, într-un mod sincer. Și am auzit, sunt persoane care niciodată, nici măcar formal, nu se roagă sub forma aceasta. Nu au curajul nici măcar formal să o facă. Cu atât mai mult să o facă în mod autentic. Deschide-mi, Doamne, ochii.
Ai curajul să te rogi așa, nu, sincer? Cu deschidere, cu sete și cu dorința sinceră. Pentru că este cineva care gata îți va da răspunsul. El ți-a pregătit doctorie pentru o ca să-ți ungi ochii și să vezi. Dacă vei vrea să vezi, iar dacă vei lua această atitudine, doar nu fi și noi. Doar nu fi și noi. Dacă ați fi ori, l-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, știm că de aceea păcatul vostru rămâne. Să știți, prieteni, că doar adevărul poate evita. Deci nu există o altă cale ca omul să fie eliberat, scăpat, mântuit, decât prin adevăr, prin confruntarea cu adevăr. Niciun om nu va putea să fie salvat în minciună. Salvarea nu înseamnă rămâne la minciună. Pentru că minciuna înseamnă rupere de realitate, rupere de adevăr, rupere de Dumnezeu. De aceea, singura cale de eliberare este adevărul. Iar dacă un om își formează o concepție greșită despre Hristos, își va dedica întreaga viață acestei concepții și va sacrifica viețile tuturor acelora care nu-L văd pe Hristos așa cum îl vede el. Să luăm exemplul lui Pavel. El căuta pe Mesia, dar pe Mesia lui. Nu pe Mesia Domnului. Astfel că atunci când a venit Mesia Domnului, el nu l-a văzut. Unii l-au văzut și au crezut în el, iar Pavel a început imediat să-i persecute din cauza că nu credeau în Hristosul lui. Aduceți aminte. Va exista și astăzi oameni de genul ăsta? S-ar putea la un moment dat să luptăm împotriva adevăratului Hristos? S-ar putea la un moment dat ca toată imaginea noastră despre adevăratul Hristos să fie o imagine deformată? Pentru că dacă îl percepem greșit pe Hristos, asta înseamnă că înțelegi o altă Evanghelie și că primești un alt Duh. Pentru că toate trei sunt legate cu Hristos, care înseamnă o Evanghelie și înseamnă să primești un Duh. După ce ați crezut în El, ați fost percepuiți cu Duhul lui Dumnezeu, cu prezența Lui personală, El însuși vine, dacă nu crezi în El și crezi într-o ficțiune. Este clar că nu ai nicio apărare, iar când vine cel real, acel real trebuie stârpit. Trebuie distrus. Iar astăzi vezi oameni că se luptă cu vehemență pentru că nu corespund cu Hristosul. Viețuirea sinceră într-o minciună nu poate conduce la acea experiență rânduită nouă de Dumnezeu. Exclude în cazul în care omul de bunăvoie, voit cu toate dovezile, toate planetatea, alinge minciună. În cazul acesta e clar că nu mai există salvare. Dar pentru cel care sincer crede o minciună, nici acesta, el trebuie să fie trezit la realitate, trebuie să-i fie adus adevărul. Chiar și un singur neadevăr poate afecta dramatic experiența cuiva sau chiar unui grup de oameni. Ați să vedea experiența ucenicilor, care credeau minciunea fariseilor că Mesia va fi un potențial pământesc care va elibera națiunea lor, care va face un paradis pe pământ și care îi va face să prospere, să fie prima dintre națiuni. I-a acceptat acest lucru. Știți ce dezamăgiri au trăit? Știți câte durere a fost pentru ei și câtă orbire și cât blocaj a fost pentru ei, ce piedică a fost. De ce? Pentru că au acceptat neadevăr. Și știți că și mileriții au trăit o dezamăgire. De ce? Pentru că au acceptat o teorie populară. Era un neadevăr, o minciună. Au acceptat că sanctuarul era pământ. Și i-a afectat mult. Dar ce înseamnă acceptarea unui sistem plădit de minciună și neadevăr? Ce înseamnă? Nu un adevăr, ci totul să fie ciuit. Și tot pe ce pui mâna să nu fie adevăr, să fie altceva. Vă gândiți ce experiență, la ce experiență conduce o astfel de stare? Rezultatul va fi o experiență falsă. Așa ceva este prea greu de crezut și de acceptat. Dar totuși experiența poporului evreu validează această posibilitate. Când viața întreagă ți este afectată de un sistem fals, salvarea omului devine dificilă. Nu din cauza lipsei de putere din partea lui Dumnezeu, ci datorită opoziției încăpățânate a omului față de adevăr. În acest caz este nevoie de o zguduire. Ceva care să dărâme din temelie eroarea, o confruntare directă cu Dumnezeu. Acesta a fost cauzul lui Saul, cazul omului sincer înșelat. Pentru Saul nu mai era posibil să descopere adevărul prin cercetarea Scripturilor. Pentru că dacă el le citea,
Ce citea cu ochelarii lui? Nu mai vedea nimic în Scriptură. Nu vedea nicio concordanță între Galileanul care îndeplinea toate profețiile și pentru că mintea lui era blocată. Nu mai putea să descopere. De aceea singurul mijloc pe care l-a mai putut folosi Dumnezeu este să-l zguduie. Să-l zguduie, să iasă în cale și să fie ceva puternic. Zguduirea aceasta nu înseamnă neapărat să ai o viziune cum a avut el. Zguduirea poate să însemne și altceva pentru viața ta. Și o să producă o zguduire în viața ta. Și ar putea această zguduire să fie chiar eșecul lamentabil. Să fie niște căderi mari în viața ta. Că atunci când cazi jos de tot, să-ți fie rușine și să descoperi ceva. Ce se întâmplă cu mine? Niște căderi așa care, niște eșecuri lamentabile în viață, care să te facă să întrebi ce s-a întâmplat. Oricum n-ai nicio protecție, că dacă nu l-ai pe Hristos, o adevărat, nimeni nu te poate ține. Și oricum, cu siguranță, ai să cazi într-un mod dramatic. Iar Dumnezeu v-a îngăduit să fie o zguduire în viața ta. Pentru că e singura formă în care poate să-ți mai iasă odată în cale. Și Domnul spune, la un moment dat, despre poporul său. Spune, nu-i voi lăuda, nu-i voi înălța, ci spune, îi voi face de pomină. O pricină de nenorocire pentru toate împărățiile pământului, de ocară, de bajocoră, de râs, de blestem. În toate locurile unde îi voi izgoni. Știți ce înseamnă de pomină să ajungi? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu să mă așteaptă să mai măcar ultimul nivel, să-ți mai funcționeze rușina. Te duce la un moment dat într-o stare în care ar trebui să-ți fie rușine dacă mai ai un elementar simț nativ. Rușinea mai este o ultimă dovadă că mai există o minimă sensibilitate în om. Deci la un moment dat, după ce ajunge în starea aceasta nenorocită, îi este rușină. Ieremia 3:3. Măcar că ploile au fost oprite. Și ploaia de primăvară, care e ploaia târzie, ploaia de primăvară la evrei era ploaia târzie, măcar că ploaia târzie a lipsit, totuși tu ți-ai păstrat fruntea de adulteră. Și n-ai vrut să știi de rușine. De cine vorbește aici? De cine vorbește cu ploaia târzie? Asta e profeție cu bătaie lungă, fraților. Erau și cei de pe timpul acela, era împlinirea secvențială a profeției, dar vorbește de ploaia târzie aici. Măcar că ploaia târzie a lipsit. Măcar că ploile au fost oprite, că e secetă, că vezi oamenii că sunt într-o stare. Tu cum ai stat? Cum ai stat? Fără rușine. Știți că femeia prostituată e fără rușine. E lucru pe care nu știe că ar fi, dacă ar. Și cum spune, cum îl descoperi Dumnezeu? Că pierzi ultimul simț, simțul rușinii, care te desparte total de realitate. Veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine. Până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea. Până nu vine peste voi mânia prinsa Domnului, până nu vine peste voi, despre cine vorbește? A vorbit despre timpul acela, sigur, dar doar secvențial din nou, pentru că e o profeție pentru timpul din urmă. Celor din timpul din urmă le spune, nu oamenilor doar din urmă. Într-un mod special, spune poporul său. Veniți-vă în fire și cercetați-vă. De ce? Ei nu se cercetau, sub nicio formă nu-și puneau întrebarea sau gândul că este posibil să fie într-o astfel de stare. Nu mai aveau nici măcar minima rușine. Tot despre poporul său există o exprimare zguduitoare în Scriptură. Deuteronom 32:28. Ei sunt un neam care și-au pierdut bunul simț și nu-i pricepere în nimic. Cât de departe poate merge cel care pierde bunul simț în negarea realității? Că știți, mai există minimul ăla, îți dai seama, ți-e rușine, vezi, îți dai seama că nu e așa cum. Deci nu mai ai curajul să spui anumite lucruri. Că la un moment dat îți dai seama, am căzut atât de jos, se întâmplă atâtea lucruri strane și ciudate, încât nu mai pot să spun, să fac niște declarații de ăștia pompoase. Mi-e rușine să mai fac lucrul acesta, când ajung de la. Dar când nu mai ai simțul acesta, ajungi ca ei și-au pierdut bunul simț. Despre ei, în primul rând, s-a spus atunci, pe vremea aceea, poporul meu nu mai are niciun pic de bun simț. Și știți ce au spus el? Iisus le-a spus, știți, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Și tu, noi? Păi noi n-am fost robi niciodată, n-am fost robi.
Și știți cine era atunci? Măcar aia să fie. Păi erau robii romanilor și fuseseră de nu știu câte ori, de zeci de ori fuseseră în robie. De zeci de ori, cuceriți de toate popoarele păgâne. Dumnezeu tot a încercat, dar asta a fost ultima mea. Atunci erau în robie și au spus că nu au fost robii. Nimănui niciodată. Noi n-am greșit niciodată. Noi stăm pe temelie. Dar unde mai e rușine? Unde-i bunul sens? Nu vezi ce se întâmplă? Chiar nu vezi? Iar un om care chiar nu mai vede, fie o călăuză oarbă și este atât de periculos, nu mai poți merge după el sub nicio formă. Când el nu mai are nici limita rușinei, când el nu mai vede ce se întâmplă genocidul din biserică, când el nu mai vede apostazia, când el nu mai vede că te întrebi, omul ăsta ce mai vede? Mai este sigur să mergi după o călăuză oarbă? Rezultatul este clar specificat în cuvântul lui Dumnezeu, vă cădea cu siguranță amândoi în groapă. Frații mei, Dumnezeu dorește să ne confruntăm cu adevărul prezent. Dumnezeu nu va lăsa pe cei sinceri în minciună. Chiar dacă crezi sincer o minciună, Dumnezeu îți va da ocazia să cunoști adevărul. Iar ceea ce putem numi test al sincerității, sinceritatea se vede la un om vis-a-vis de felul în care tratează adevărul. Adevărul prezent, când este pus în față, se vede dacă este sincer și... El poate a crezut ceva, o minciună, dar când se pune adevărul în față, își dă seama că e adevăr. Și fiindcă e sincer, e deschis pentru adevăr. Confruntarea cu adevărul e dureroasă, dar reprezintă singura sa cale de salvare. În timpul din urmă, timp pe care îl trăim, Dumnezeu își propune să demaște orice sistem fals și mincinos. Cum? Prin prezentarea adevărului, toată claritatea lui. Adevărul va fi eliberat de tot gunoiul erorilor. Și ce se va întâmpla? Împotrivirea este partea tuturor acelora pe care Dumnezeu îi folosește pentru a prezenta adevărurile care au o aplicație deosebită pentru timpul lor. Când omul vine cu adevărul prezent, când Dumnezeu trimite pe cineva cu adevărul prezent, de ce, la ce trebuie să se aștepte? Pentru că asta a fost în toate timpurile. Împotrivire. La cei care vor face o aplicație deosebită, nu cei care vor vorbi de adevăr în general, ci cei care vor avea curajul să aplice pentru vremea lor. Așa cum Domnul Hristos a spus, a luat cartea, a citit, a închis-o și a spus astăzi, s-au împlinit cuvintele acestea și atunci s-a trezit revolt. Adică ce vrei să spui? Ce vrei să spui? Că nu s-a găsit credință în Israel și a trebuit să se ducă la niște păgâni Ilie și să mănânce de acolo și cum noi, adică nu. Și gata, de la extază au trecut la persecuție. Astfel, pentru zilele lui Luther era un adevăr prezent, un adevăr de deosebită importanță pentru vremea aceea. Există însă un adevăr prezent și pentru biserica de astăzi. Acela care face totul după sfatul voii sale, a găsit cu care să-i pună pe oameni în diferite situații să ne încredințeze în datorii speciale pentru vremurile în care trăiesc și pentru condițiile în care se găsesc. Dacă aceștia vor prețui lumina care le-a fost dată, li se va descoperi o privire mai profundă a adevărului. Dar adevărul nu este astăzi mai dorit de majoritatea oamenilor de cum a fost dorit de papistașii care s-au împotrivit lui Luther. Există și astăzi, ca în veacurile trecute, aceeași dispoziție de a primi teoriile și tradițiile oamenilor în locul cuvântului lui Dumnezeu. Aceia care prezintă adevărul pentru vremea aceasta nu trebuie să se aștepte să fie primiți mai bine decât au fost primiți reformatorii. Marea luptă dintre adevăr și rătăcire dintre Hristos și Satana trebuie să crească în intensitate până la încheierea istoriei acestei lumi. Iar ea va atinge un punct culminant. Împotrivirea va fi mai acerbă decât în toate veacurile. Cum se instalează întunericul? Cum intră omul în sfera întunericului? Lumina aceasta era adevărata lumină. Cine? El care era lumina. Trimis. Cel care era adevărul. Cel care venea să descopere realitatea. El era lumina aceasta care luminează pe orice om venind în lume. Și pe mine și pe fiecare dintre noi. Cu siguranță lumina va veni la fiecare dintre noi. Asta nu trebuie să ne îngrijorăm. Nu e o pricină să nu vă fie frică că lumina nu va veni. Pentru că scrie. E promis că lumina va vizita pe orice om. Problema este alta. A fost problema lor și e problema noastră astăzi.
Știu că sunt asemenea să luat rar, dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul mare. Nu cuvântul nu le-a fost rostit. Nu că adevărul nu le-a fost prezentat în claritate și în frumusețe, ci era altceva, e un cuvânt cheie acolo subliniat, nu pătrunde. Nu pătrunde! Ce înseamnă că nu poate să pătrunde? Nu poate să intre. De ce nu poate să intre? De ce nu? El ar vrea să intre. Implică ideea că ar vrea să intre. Dar nu poate să pătrundă. Îl poate împiedica ceva să nu pătrundă, sigur. Îl putem împiedica să pătrundă, adevărul, sigur, hotărârea și alegerea noastră. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina, de aceea spuneam că după seminarul acesta niciun om nu poate să rămână la fel. Odată ce omul se confruntă cu adevărul, el e pus în fața judecății, în instanța lui Dumnezeu adus. Aceasta este judecata, să știți. Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele, știți că lumina te pune într-o poziție. Deci lumina când o accepti trebuie să te prezinte așa cum ești, toată goliciunea ta când se pune lumina pe tine. Și trebuie să accepti faptul că ai fost un decăzut, faptul că ai fost un formalist, faptul că te-ai luptat. Pavel a spus toată viața lui, m-am împotrivit adevărului. N-a uitat niciodată cine a fost. Și tot n-a uitat lucrul acesta. A venit când s-a pus reflectorul și a acceptat, m-a spus, nu este asta, nu e adevărat. Aceasta este judecata și cuvântul lui Dumnezeu le spune nouă astăzi, Ieremia 13, ascultați și luați aminte. Nu fiți mândri că Domnul vorbește. Da slavă Domnului Dumnezeului vostru până nu vine întunericul, până nu vi se lovesc picioarele de munții nopții. Veți aștepta lumina, dar el o va preface în umbra morții și o va preface în negura adâncă. Iar dacă nu vreți să ascultați, voi plânge nascuns pentru mândria voastră. Mi se vor topi ochii în lacrimi pentru că turma Domnului va fi dusă. Acesta a fost avertizmentul profeților din partea lui Dumnezeu. Ce le-a spus Dumnezeu atunci și ce le spune nouă? Ascultați și luați aminte, nu fiți mândri, că mândria face să nu pătrundă cuvântul, ești prea mândru ca să... Și aceasta e boala la Odiceană. E acel păcat aproape incurabil. Aproape incurabil și de nevindecat. Care e adevărul prezent? Spunea că există un adevăr prezent. Știm noi care e adevărul prezent, că ăsta e testul sincerității noastre. Ăsta e mijlocul de salvare. Eu nu cunosc decât unul singur. Solia Îngerul al treilea, solia Epifaniei prin credință. Te-ai confruntat cu acest adevăr, adevărul trimis de Dumnezeu pentru a te salva? Asta e singura cale. Dumnezeu nu salvează pe alte căi, pentru că El trimite un adevăr special pentru timpul acesta, vis-a-vis de nevoile timpului acesta. Când Domnul a dat, spunea cineva care a avut Duhul lui Dumnezeu, care a fost condusă de Duhul lui Dumnezeu. Când Domnul a dat fraților mei, vorbea de Alonzo Jones și de Alec Wagner, povara proclamării acestei solii, eu m-am simțit extrem de recunoscătoare față de Dumnezeu. Căci am știut că este adevăr prezent. Solia pentru acest timp. Cine a spus? A spus cineva care, ea însăși era, cunoștea realitatea. Ea a spus că am simțit-o. O bucurie, nu spune doar recunoscătoare, extrem de recunoscătoare, adică a fost ceva, așa o bucurie extraordinară care nu a dat-o. A știut ce a știut. Când a dat Domnul fraților, el nu s-a supărat că Dumnezeu a ales niște unelte pentru un adevăr special, un adevăr de plin și un adevăr clar. Și s-a simțit foarte recunoscătoare. Pentru că așa lucrează omul care are Spiritul lui Dumnezeu. El va recunoaște Spiritul lui Dumnezeu și în altul. Iar cel care nu l-are, cum era în 1818, remarcabila orbire, n-a știut că oamenii aceștia erau timiși de Dumnezeu, spune. Ei n-au știut că ăsta era Spiritul lui Dumnezeu și le vorbea, pentru că ei nu au respins pe John și Wagner și astăzi nu e în bătălia împotriva Doidon. Ci oamenii resping altceva și tot l-au uitat notat. Voi l-ați stignit din nou ca iudeii pe Hristos. Voi ați insultat Duhul lui Dumnezeu, care a venit la voi. Am știut că e solia pentru timpul. De față. Dumneavoastră știți lucrul acesta. V-ați simțit extrem de recunoscător pentru că Domnul a trimis prin frații John și Wagner această solie. Nu contează numele lor, putem să și ștergem. Ei sunt niște oameni. Nu contează nici astăzi prin cine vă este spus adevărul. Nu vreau ca vreun om să dea slavă unei unelte nevrednice vreodată.
Nu trebuie o bătălie pentru numele lor sau pentru cum s-a finalizat până la urmă viața lor. E important că Domnul a trimis un adevăr foarte prețios, pentru care dacă l-ai primit, te vei simți extrem de recunoscător dacă ai primit lucrul acesta. Dacă n-ai fost extrem de recunoscător niciodată pentru adevărul acesta, e clar că nu, n-ai cunoscut bucuria primirii lui. Ca ambasador al lui Hristos, ei trebuie să cerceteze Scripturile în căutarea adevărurilor ascunse sub gunoiul adevărurilor. Au zis pe unde sunt adevărurile, băgate perele adevărului în timpul de față. Gunoiul. Gunoiul erorilor. Fiecare rază de lumină primită trebuie comunicată altora. Un singur interes la prelumina. Un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Hristos, neprihănirea noastră. Și ne-am săturat. Spuneau, ce tot atât despre neprihănire? Ai numai neprihănire. Aceasta e vocea Duhului lui Dumnezeu. Deci cealaltă voce a cui? Cine urăște neprihănirea? Există cineva care știe că în momentul când oamenii primesc această solie s-a terminat. Și aceasta e vocea diavolului. Toți care luptă împotriva neprihănirii, luptă împotriva adevărului prezent, luptă împotriva căii de salvare a lui Dumnezeu și se opun singurului mijloc care ar putea salva. Eu dacă mă opun lucrării lui Dumnezeu prin care vrea să mă salveze, ce mai rămâne? Ce mai rămâne? Ce mai poate face cerul când cerul vrea să mă salveze prin mijlocul acesta? Eu chiar împotriva mijlocului lui Dumnezeu lupt și spun că e de la Satana, că e o travă lucrul acesta. Pentru că asta s-a ajuns să se spună în ultima dată. Cu urechile mele am auzit vorbind oamenii cei mai mari din biserică, spun, e o travă, e o travă. Ăștia au fost niște decăzuți, niște... Deși sora White spune, a fost nespus de recunoscătoare. A fost extrem de recunoscătoare și au avut lumină, prețioasă lumină, au frânt pâinea prin ei, dacă Domnul nu aducea, noi n-am fi avut lumina, spune. Dar noi nu recunoaștem. De ce nu recunoaștem când cineva care a avut Spiritul Domnului a recunoscut? Pentru că nu avem Spiritul Domnului. Pentru că suntem rupți de realitate, cam recunoașterea spune lumină binecuvântată, slăvim pe Dumnezeu pentru mijlocul de salvare. Oricum, în viața celor care vor primi, lumina va fi acest singur interes care le va înghiți pe toate. Un singur subiect. Și acesta este Domnul, neprihănirea noastră. Se vor trezi unii, dar mult prea târziu. Îmi vor zice în ziua aceea, mulți, câți vor fi încelați? Mulți. Doamne, Doamne, noi, uitați care este esența solii, Domnul neprihănirea noastră, nu? Nu, noi Domnul neprihănirea noastră, acolo, noi, n-am prorocit noi. Știți că astăzi e bătălia cu faptele, cine face faptele, prin toate comunitățile. Te ridici și spui că Dumnezeu face faptele, a lui e slava, el are putere. Nu e adevărat, noi oameni facem. N-am făcut noi fapte, uitați. Am prorocit noi numele Tău, am fost dragi, am făcut lucrare, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și atunci Domnul va spune, curat, adică adevărat, fără să exagerăm, că niciodată nu v-am cunoscut. Voi n-aveți, aceasta e realitatea. Ei nu au venit la Domnul, ei nu s-au închinat lui Dumnezeu, ei nu l-au cunoscut. Aceasta e realitatea care o spune El, niciodată nu v-am cunoscut. E bine, Doamne, dar de câte ori am venit noi sâmbătă și de câte ori ne-am închinat și de noi am spus lucrarea misionară, am spus că noi suntem singuri, singur popor. Niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată n-ați avut de-a face cu noi. Voi ați fost la altă agenție, în altă parte. Gândiți-vă cât de departe merge înșelăciune. Până atunci când se va confrunta cu ce? Dar știți cât de dură confruntare? Ai ocazia să te confrunți astăzi cu realitatea, dacă nu atunci tardiv. Oricum odată o să trebuiască să... Dar cine ar vrea ca atunci să se trezească cu o astfel de descoperire? Nu mai bine să ne facă Domnul descoperirea astăzi? În noaptea istoriei acestui pământ, cele 10 oficiale așteaptă. Toate mărturisesc a fi creștini. Toate au o chemare, un nume, o candelă și toate susțin că sunt în slujba lui Dumnezeu. În speranță toate așteaptă apariția Domnului Hristos, dar 5 dintre ele nu sunt pe ele. Aceste 5 fecioare vor fi luate prin surprindere și îngrozite, vor rămâne în afara sălii de ospăți. Afară sunt câini, cei care au avut un spirit câinos. Se spune, tu nu ești om, ești un câin. Vrăjitori, adulteri, ucigași, închinătorii la idoli, cele mai mari așa decăderi umane. Dar împreună cu oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Și cine trăiește în minciună?
schizofrenicul spiritual, cel care trăiește în două lumi. El spune una, dar îl trăiește altul. El nu crede nimic, de fapt. Există, până la urmă, certitudine, frații mei. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și să ne bucurăm că există lucruri clare. Există, până la urmă, în lumea aceasta confuzie, dar atâta confuzie în timpul de urmă, pentru că diavolul a lucrat ca să fie confuzia confuziei. De aceea se va declara o solie în toată lumea, a căzut Babilonul, pentru că toți s-au împărtășit de vin, au băut din vinul care conduce la ce? Vinul, bineînțeles, conduce la beție, la nebunie, la irresponsabilitate, la nemai înțelegere. Omul intră deja în transă. Și asta spune despre toată lumea, că toți au băut, toate neamurile, adică și toate denominațiile. Există certitudini într-o astfel de lume. Putem să fim siguri de niște lucruri. Atunci care sunt? Sinceritatea deplină față de Dumnezeu și față de tine însuți. Manifestând o deschidere maximă față de instanța judecății lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai certitudine, dacă vrei să fii în siguranță și dacă vrei să nu fii un înșelat, în primul rând trebuie lucrul acesta să-l verifici bine. Fiecare individual, nu încerca să verifici cât de sincer e altul. Încearcă să spui problema în modul cât se poate de personal. Dacă ești nesincer, primul lucru pe care îl vei face, te vei gândi la altul. Iar dacă ești sincer, primul lucru pe care îl vei face, te vei gândi la tine. În primul rând, sinceritate. Apoi, predare totală. Dacă nu te-ai predat pe deplin și rămâne ceva, asta a fost problema lui Iuda. El nu s-a predat pe deplin. S-a unit cu Hristos, dar nu atât de deplin. Și acolo a fost fisura vieții lui. Singura experiență ce ne aduce realitatea. Dacă ești în totalitatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să depinzi de Dumnezeu în totul. Acceptarea deplină a adevărului prezent, a fiecărei fărâme de adevăr trimise de Dumnezeu. Singura sursă de lumină și realitate. Neacceptarea unui adevăr revelat de Dumnezeu conduce la pierderea întregului adevăr pe care l-ai avut. Oamenii au impresia că refuză ceva care Dumnezeu ține. Da, dacă o refuzăm pe aceasta, nu are nicio problemă. Priviți ce spune Alonzo Jones, solul Domnului, atunci când vreo lumină crescândă sau un adevăr mai mare este respins, în aceasta nu este numai o respingere a acestei lumini sau adevăr mai mare, ci respingerea oricărei lumini sau adevăr care a fost anterior deținut. O persoană care refuză pâinea, nu numai că refuză viața reînnoită, dar pierde și viața pe care o are. Deja. Pierzi totul când. De aceea, dorința pe care trebuie să o ai este, Doamne, eu vreau să primesc fiecare fărâmă de adevăr. Pentru că e periculos de a intra în contradicție cu adevărul. Dacă n-aș fi venit și nu l-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. De ce primesc lucrarea de rătăcire? Pentru că oamenii n-au primit dragostea adevărului. Niciun compromis cu păcatul, care prin natura lui este înșelător. În sfârșit, realitatea. Ce va experimenta sufletul trezit la realitate? Știți că vorbim de trezire. De ce s-o spune trezire? Știți că au fost în timpul acesta, al istoriei creștinismului și înainte, în istoria poporului Israel, au fost treziri în viața lor. Adică din ce s-au trezit? S-au trezit din somnolență, din apatie, din minciună, din eroare au ieșit de acolo. Treziri. Ce experimentează un om care e treaz? Hai să vedem ce ne spune. Cum arată un om treaz? Și apoi știi dacă este așa. Aceia care au primit solia adventă simțeau nevoia unei pocăințe și umilințe înaintea lui Dumnezeu. Mulți oscilaseră multă vreme între Hristos și lume. Dar acum simțeau că a venit timpul să iau atitudine. Lucrurile veșnice le apăreau într-o realitate neobișnuită. Cerul era adus aproape și se vedeau vinovați înaintea lui Dumnezeu. Creștinii erau treziți la o nouă viață spirituală. Erau determinați să simtă că timpul era scurt. Că tot ce aveau de făcut pentru aproapele lor trebuia făcut repede. Asta simțeau. Trebuie neapărat făcut repede. Vedeau realitatea, pentru că Dumnezeu o vede. Vede că timpul e scurt. Ala care intră deja în apatie. Adventistul nu mai crede că Hristos vine în curând. El este singurul care are timp pentru toate celelalte lucruri.
Pentru că el nu mai crede. El e rupt de realitate. Cele pământești își pierdeau valoarea. Când sufletul se trezește, nu? Asta se întâmplă. Iar veșnicia părea că se deschide înaintea lor, iar sufletul, cu tot ce se raporta la fericirea sau la nenorocirea lor eternă, întuneca în ochii lor orice țintă premelnică. Duhul lui Dumnezeu era asupra lor și dădea puterea apelurilor arzătoare făcute atât fraților cât și păcătoșilor, ca ei să se pregătească pentru ziua lui Dumnezeu. Mărturia tăcută a vieților zilnice era o mustrare continuă pentru membrii bisericii formaliști și neconsacrați. Așa arătau sufletele trezite. Și s-au arătat și în anul 1944, așa au arătat și în alte timp. Un suflet trezit la realitate va trăi fiecare clipă a vieții, conștient de realitatea prezenței lui Dumnezeu. Aceasta va fi cea din tâi realitate în viața lui. Va descoperi că Dumnezeu e cu el continuu. Dacă acest lucru nu-l descoperă, e clar că e rupt de realitate. Va experimenta realitatea unei vieți călăuzite în totul de Spiritul lui Dumnezeu. Va înțelege realitatea lucrării lui Dumnezeu în viața sa, va vedea cum Dumnezeu lucrează cu el. Și va înțelege și va vedea cum Dumnezeu lucrează cu alții. Va percepe realitatea unei lumi înșelate. Va vedea realitatea, cum e lumea înșelată, cu adevărat. Lumea care zace în cel rău și a luptei între forțele binelui și răului din jurul fiecărui suflet. Va experimenta realitatea unei vieți neprihănite, trăită prin credința în Hristos. Pentru că asta e adevărul prezent. Asta e realitatea. Va înțelege realitatea lucrării Domnului Hristos din sanctuar de ștergere a păcatelor. Pentru că nici măcar nu se vorbește despre lucrul acesta. Lucrarea pe care o face Hristos acum este lucrarea pe care nu știm ce e cu ea. Nu se predică, nu se vorbește, nu se înțelege. Dar oamenii sunt, trăiesc realitatea. Hristos asta e realitatea. Hristos este adevărul, iar adevărul asta face. Iar oamenii nu știu nimic despre Evanghelia ștergerii păcatelor. Pentru că n-au primit în serie, de fapt, multe alte adevăruri. Sunt rupți de realitate de mult timp. În orice caz, cel care se va trezi va înțelege care e realitatea timpului. Va înțelege că Hristos vrea să-și șteargă toate păcatele. Și va trăi această experiență. Va trăi realitatea judecății de cercetare. Pentru acest om ceasul judecății a venit. Încă va veni, nu știm când va veni. Cuvântul Domnului spune, a venit ceasul judecății. Și pentru el va fi o solie prezentă. Și clipă de clipă va fi în fața instanței divine de judecată. E un adevăr prezent, va experimenta realitatea împlinirii tainei lui Dumnezeu în viața lui. Hristos în el, nădejdea slavei, asta nu va fi o poveste, va fi realitate. Va fi părtaș realității transmiterii adevărului prezent, întreita solie îngerească la orice neam, limbă și popor, dacă trăiește realitatea, e asta face. Va trăi în lumina realității iminentei, venirea Domnului Hristos, că asta e o realitate. Și pentru el va fi realitate și așa va trăi, va ști că este iminent lucrul acesta. Absența acestor experiențe, absența acestor realități în viața ta înseamnă rupere de realitate. Dacă tot ceea ce am spus până acum nu este așa, asta înseamnă că ești deja în eroare, în minciună, în neadevăr. Toate lucrurile acestea, pentru că adevărul înseamnă acea experiență care cuprinde acele lucruri. Dar mulțumim Domnului pentru că El astăzi vine la noi. Astăzi vine la noi și ne spune, veți cunoaște adevărul, veți cunoaște realitatea. Este făgăduința lui Dumnezeu pentru toți aceia care își vor deschide inima și vor dori să știe despre ei în primul rând și apoi despre lumea în care trăiesc, despre timpul pe care trăiesc și despre voia lui Dumnezeu, care este realitatea. Eu cred că dumneavoastră sunteți sătoși și eu sunt sătos după realitate și nu vreau să fiu un înșelat, nici un înșelător. Și cred că nici dumneavoastră nu vreți să fiți nici înșelați și nici înșelători. De aceea Dumnezeu să ne ajute să acceptăm adevărul. Să acceptăm adevărul fiecare în dreptul nostru.